Este o mare plăcere și o mare pentru mine când fac parte din elita rectorilor universităților Cluj-Napoca și că toți cei care sunt prezenți aici au contribuit ca în ultimul clasament care s-a făcut la nivel național vis-a-vis de universitățile din România, toate universitățile să se găsească situate în primele 6 locuri din țară. Dar Regele Ferdinand I îi făcea o recomandare oratorului și anume ca să înceapă întotdeauna o binecuvântare. Eu, în intervenția mea foarte scurtă, am să fac o binecuvântare și anume binecuvântați fiind înainte pregătorii tuturor universităților clujene, pentru că dacă noi astăzi este meritul nostru că suntem aici, meritul lor este, sau meritul faptului că noi suntem aici, este meritul lor și că merită să-i cinstim și să ne gândim întotdeauna că dacă n-ar fi fost ei, universitățile de astăzi, printre care și universitatea pe care eu o reprezint, a făcut 146 de ani de existență și a dat nu numai oameni de carte, dar a dat și oameni care s-au situat la ziua zilei de astăzi în cele mai înalte poziții, fie europene, fie la nivel național. Vă mulțumesc!